Domnule primar, ce aveți de comentat la declarațiile domnului Vera? Da, sunt greu de comentat declarațiile domnului copreședinte Marcel Velat, dar încă o dată dă dovadă că în PNL Caraș-Severin se dansează după cum cântă domnia dânsului. Ori nu cred că asta este democrația într-un partid politic. Pe de altă parte, aș vrea să îl provoc public pe domnul Marcel Vela și să explice cum înțelege să aplice articolul 22, litera, aliniatul 2, litera C, din statutul PNL, pentru că în momentul de față, în cazul meu, nu-l aplică, în cazul altor colegi îl aplică, dar dă dovadă încă o dată că nu-l interesează sub nicio formă administrația publică locală, ci îl interesează să plătească polițe și alte interese pe care dumnealui le are. În altă ordine de idei, Partidul Național Liberal este un partid care în momentul de față domnul Marcel Vela îl îngroapă din ce în ce mai mult. Dar asta este o decizie a dumnealui. Repet, unul din motivele pentru care domnul Marcel Vela încearcă să-și impună așa zisele artificii ieftine, le-aș spune eu, nu ajută cu absolut nimic nici administrația și nici partidele politice. Cred că înainte de interesele politice și înainte de orice alt interes, primează interesul public. Și atunci când vii cu artificii gen Marcel Vela, cred că înainte de toate ar trebui să te gândești că există o comunitate, există un județ care trebuie condus, un județ care are nevoie de politici aplicate în favoarea cetățeanului, nici de cum în favoarea unor grupuri de interese. Înainte de toate, aș vrea să răspund foarte clar. Nu am nevoie de privilegiile lui Marcel Vela. În momentul în care am fost în Partidul Liberal, nu am beneficiat de asemenea privilegii, nici nu am avut nevoie de ele, dar acum cu atât mai mult nu sunt interesat și nu am nevoie, ci îi recomand domnului primar Marcel Vela să aplice statutul unitar și vreau să explice acest lucru, de ce nu îl aplică și în cazul meu, ca în cazul celorlalți foști colegii noștri.